Dragilor și bine ați venit la o nouă citire, de această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem încotro se îndreaptă situația în care vă aflați în acest moment. Nu uitați să lăsați în comentarii propuneri pentru următoarele citiri și de asemenea nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și astfel îmi mulțumiți pentru informațiile pe care le transmit aici din partea Universului pentru voi. Hai să vedem. Și a început citirea. Situația în care vă aflați. Wow! Foarte interesant până acum. Pentru voi urmează surprize mari, dragii mei. Bun, văd aici agitați, da? Vă simțiți puțin agitați în legătură cu o persoană mai tânără sau în legătură cu niște emoții foarte profunde pe care voi le aveți. Uh, pentru unii văd că aveți niște probleme cu banii, dar aceste probleme au legătură cu un copil sau au legătură cu sufletul vostru. Parcă nu sunteți mulțumiți, ceva nu vă place aici. Însă, de asemenea, văd uh, o persoană care vă agită puțin, dar nu neapărat într-un sens negativ. Poate să fie o nouă persoană de la locul de muncă sau poate să fie vorba chiar de uh, o emoție aparte pe care voi o simțiți. Hai să vedem ce faceți voi exact. Și în primul rând aveți aici uh, pajul de băte care vă spune că sunteți foarte entuziasmați, dintr un anumit punct de vedere. Vreți să acționați într un mod diferit. Vreți să cunoașteți, să spun așa, o nouă persoană. Pentru unii, pentru alții văd aici că vă comportați într un mod mai adolescent, da, față de uh, vârsta în care voi vă aflați. Poate unii aveți o pasiune, da, pe care o puneți în practică. Vă place foarte mult domeniul de activitate Poate faceți niște lucruri noi împreună cu partenerul sau împreună cu partenera. Și văd aici că vă ajută foarte mult încrederea pe care o aveți în voi. Cândva ați avut parte de o reușită, ați avut parte de o victorie și acest lucru vă oferă foarte multă încredere. Văd că sunteți o persoană foarte respectată și sunteți o persoană foarte bine văzută în societate sau în grupul de oameni din care faceți parte. Dacă e vorba de o relație, văd aici că ori s-a reaprins o flacără, ori este o relație în care în sfârșit lucrurile se pot rezolva. Hai să vedem mai departe. Da? Aici văd o poziție de conducere pe care o poți ocupa. Da? Poți avansa la locul de muncă, de asemenea văd o persoană importantă care te ajută. Poate fi tatăl, șeful, iubitul, o persoană cu autoritate asupra ta. Pentru alții dintre voi, văd aici că e posibil să aveți legătură cu Zodia Berbec. Și pentru alții se vede clar aici faptul că atitudinea voastră, faptul că știți foarte bine ce vreți, faptul că știți foarte bine să vă impuneți într-o situație, vă ajută foarte, foarte mult. Întrebarea pentru voi chiar ține de un proiect pe care îl aveți. Sau poate să fie vorba de abundența voastră. Unii poate vă doriți un copil, dar nu pentru toată lumea, doar pentru cei care vă doriți și știți că se poate. În alte cazuri vă doriți un confort mult mai mare, vreți să aveți timp de voi să vă îngrijiți, să vă iubiți. În momentul de față, văd că pot apărea tot felul de situații total neprevăzute, situații care să vă determine dragii mei. Să să să, să schimbați ceva în viața voastră, hai să vedem puțin. Ce s-a întâmplat în trecut? Aici văd că ați avut probleme foarte mari cu banii sau aveți o problemă de sănătate care este de ceva timp în viața voastră. Unii văd că ați fost singuri sau poate încă sunteți singuri, doar că parcă în trecut nu vedeați soluția, dar acum sunteți siguri pe voi și vreți să acționați. Vreți neapărat să vă urmați acest interes, să vă urmați această putere interioară pe care o aveți. Aici, iarăși, mai văd o legătură cu Zodia Taur sau cu Zodia balanță și Zodia Rac, iarăși. Hai să vedem. Parcă aici ați fost mereu între două persoane sau uh, unii în trecut uh, văd că ați încercat pe cât posibil să găsiți o soluție la o problemă. Poate unii v-ați izolat, ați avut parte de o problemă, o problemă de sănătate sau o Problemă care ține de niște acte. Da? Unii poate sunteți despărțiți. Hai să vedem. Da, și văd o pierdere pe care ați avut-o, sau mereu lucrurile nu mergeau în trecut, din punct de vedere material, sau în relația respectivă. Hai să vedem în viitorul apropiat ce se întâmplă, și avem aici un trei de spade, da? Trei de spade care vorbește despre ceva ce nu vă place, despre o dezamăgire, despre. Ceva ce nu este pe inima voastră. Primiți o veste care nu vă place. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, și poate avea legătură cu o problemă de sănătate, însă nu simt că este ceva grav. Atenție! Poate să fie de genul că vă doare capul sau că, nu știu, aveți chef să mai leneviți în pat. Pentru unii, pentru alții, poate ar fi bine să să nu vă faceți foarte mari speranțe în legătură cu o persoană foarte dragă vouă. OK. O întâlnire pe care o aveți cu cineva și care vă propune, da, să să vă ajute să rezolvați o anumită problemă. Vedeți că discuția are legătură și cu niște bani, dar și cu o schimbare pe care trebuie să o faceți. Poate să fie vorba de ceva ce se amână care are legătură cu un drum sau cu niște bani. Dacă lucrați foarte mult, sfatul cărților este să încercați să vă, să vă odihniți momentan, să nu vă supra-solicitați. Mai departe, mai departe vi se spune să exprimați ceea ce vă nemulțumește, să spuneți lucrurilor pe nume. Dacă ceva nu vă place la persoana iubită, spuneți în față. De asemenea, văd că sunteți o persoană foarte imprevizibilă sau cel puțin dumneavoastră așa considerați. Da? Ar trebui să faceți mai multe călătorii spontane sau ar trebui să, să fiți mult mai sinceri, da? mult mai deschiși. Să fiți mult mai autentici, mai ales când vine vorba de spiritualitate. Și poate ar trebui aici, ca unii, să ieșiți din niște tipare pe care le aveți. Aveți o protecție foarte mare. Văd că, indiferent de ce faceți în viața asta, fie că e vorba de dragoste, fie că e vorba de muncă, indiferent ce faceți, chiar dacă aparent pare totul un dezastru, pentru voi lucrurile sunt pozitive. Pentru voi aici apare foarte mult susținerea. Da? O surpriză văd aici pe care o aveți din partea unui bărbat da? sau în legătură cu ceva ce vă place vouă. Sunteți o persoană schimbătoare, văd aici, și ce ați putea să faceți? Ați putea să vă schimbați puțin părerea despre ce înseamnă stabilitate. Poate unii uh, aveți nevoie de multă. să spun așa, aveți nevoie de foarte multă. Siguranță din partea celorlalți și poate s-ar cere să aveți curajul să spuneți exact ceea ce gândiți, să nu vă mai gând, să nu mai stați așa în ideea aceasta, că dacă spun ce gândesc persoana respectivă pleacă. Nu voi aici trebuie să fiți autentici, văd vă, văd clar acest aspect, da? văd clar acest aspect. Tot timpul văd că apar probleme neașteptate în viața dumneavoastră în legătură cu femeile. Da? Mai departe. Văd aici că sunteți pe un drum foarte stabil, adică voi mergeți încet și sigur, avansați spre ceva. Ceilalți vă văd ca fiind o persoană serioasă, ca fiind o persoană muncitoare, o persoană pe care ceilalți se pot baza. Însă, văd aici de asemenea și o persoană care are un aspect așa fizic, undeva în jurul vârstei de 35-40 de ani sau chiar mai puțin de atât. Această persoană vă susține foarte mult, vă este alături. Da? În mod special simt aici energie masculină. Hai să vedem despre ce este vorba. Hoțul ăsta îmi spune că, nu știu, parcă ar fi bine să fiți atenți, pentru că ceilalți știu că se pot baza pe voi și atunci uh, e bine să fiți, să, fiți, să fiți puțin atenți, mai ales dacă e vorba de o nouă persoană sau de o nouă colaborare. Da? Văd aici o decizie pe care iarăși cineva o ia în exteriorul vostru și care ține de acte, hârtii, documente. Hai să vedem, teama da, sau speranța voastră este turnul. Turnul aici poate să reprezinte și faptul că vă doriți să, să spuneți ceva și nu aveți curajul. Da? Aici să știți că reușiți să vă eliberați dacă faceți acest lucru. De asemenea, pentru alții văd foarte clar că, nu știu, parcă ceva este la iveală. Deci, dacă nu spuneți acum ce aveți de spus, oricum lucrurile vor ieși la iveală adevărul mereu se află. Hai să vedem. Despre ce vrea să vă vorbească Turnul? S-a întors o carte Turnul vrea să vă vorbească despre um, faptul că e bine să vă bazați doar pe voi și mai mult decât atât, văd o schimbare foarte mare care ține de zona locului de muncă sau o schimbare mare care ține de o femeie mai în vârstă, de o instituție. Hai să vedem, mai departe. Dacă Nu știu acum dacă să vă transmit sau nu această informație, dar, uh, nu știu, unii dintre voi e ca și cum, uh, nu știu, ați rămas văduvă sau ceva se întâmplă aici, pentru că e vorba de a ieși iubirea voastră la suprafață, e vorba de a vă exprima într-un mod mult mai autentic, mult mai bun. Mm o situație neprevăzută care apare cu o femeie care este de la distanță. Da? Și văd aici că se întâmplă ceva ce ține de acte, hârtii, documente. Deci poate să fie vorba de un divorț sau poate să fie vorba de un contract pe care îl semnați. Da? Și care vă ajută să finalizați, care vă ajută să ieșiți dintr-un tipar. Dacă e vorba de o relație, poate să auziți aici de o despărțire, mai ales dacă sunteți într-o relație de triunghi amoros. Și aici văd că totuși e cu bani pentru voi. V-am spus, nu știu, e ca și cum ceva se întâmplă aici, voi rămâneți cu banii, da? Voi rămâneți foarte bine, avansați foarte mult, vă schimbați, însă nu vă văd cu foarte multe persoane în jurul dumneavoastră. Repet, și e ceva ce o să influențeze mai multe femei. În final, da, văd aici 10 de bâte sau în viitorul mai îndepărtat. 10 de bâte vă spune că veți avea foarte multe responsabilități pe cap. Nu spun că nu le puteți duce, doar că ar fi bine să vă faceți un program foarte bine pus la punct. Ar fi bine să cereți un ajutor. Dacă e vorba de o relație, văd că veți avea multe responsabilități. Da? Uh, veți avea foarte mult de lucru cu niște acte, văd aici. Sau veți fi dacă e vorba de locul de muncă aici e posibil să reușiți doar doar că e bine să vă așteptați că. Uh, o să o să fiți foarte mult în centrul atenției celorlalți, adică o să fie nevoie să comunicați foarte mult cu oamenii din jur. văd aici o discuție pe care o aveți în viitorul mai îndepărtat în legătură cu niște acte și în legătură cu un final pentru unii dintre voi. Da? Poate să fie vorba dacă sunteți femeie de un bărbat care nu v-a spus tot adevărul sau care lasă pe umerii voștri toată greutatea. Însă, vedeți că aici aveți o protecție foarte, foarte mare. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă. Dacă Trebuie să ieșiți la pensie, sau dacă trebuie să încheiați, sau vă gândiți să încheiați un anumit loc de muncă, vedeți că se poate, doar că vor fi niște probleme care țin de niște acte. O să mai cer o carte pentru voi, special. Pentru voi, special este un moment în care învățați foarte mult să vă maturizați în modul în care comunicați. Atenție foarte mare la un bărbat, vă mai spun aici, bărbat mai în vârstă și ieșit. Dar dacă sunteți bărbat, vedeți că va urma o perioadă în care veți avea de dus ceva foarte greu sau veți avea niște discuții în legătură cu aceste schimbare pe care voi vreți să o faceți și parcă nu prea vă convine ceea ce vă spune această persoană. Și văd pe cineva care este trist sau tristă, supărat, supărată. Dar uitați că până la urmă lucrurile se rezolvă. Repet, dacă dați dovadă de multă disciplină, de ordine și chiar dacă e vorba de o relație, v-am spus, e cazul să fiți sinceri, pentru că văd aici că ceva se încheie pentru voi și urmează o nouă etapă mult mai frumoasă și mult mai pozitivă. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Vreau să vedem și o carte oracol pentru voi. Sfatul cărților oracol pentru voi. Ce ar trebui să faceți voi în această situație? Wow! Au sărit două cărți. Primul mesaj vă spune așa. Să vă acceptați pe voi. Asta ar fi foarte bine. Să nu vă mai respingeți. Se cere să lucrați singuri. Da? Să deveniți ca un profesor, ca un mentor. Da? Aici văd că aveți foarte multă uh, uh, protecție. Da? Și următorul sfat pentru voi. Este să găsiți un echilibru, adică, pe de o parte, să, să vă gândiți sau să luați decizii ca și cum ați fi singuri, pe de altă parte, e vorba de ideea aceasta de a vă ajuta de ceilalți, de a găsi un echilibru, dar să nu vă bazați total pe celelalte persoane din jurul vostru. Da? Aici, sfatul este să vă ascultați, iarăși, foarte mult intuiția. O să mai iau un mesaj pentru voi. Să este mulțumire, deci e bine să practicați mulțumirea față de voi, în primul rând. Și față de ceilalți față de ceea ce aveți în jurul vostru. Să creați da să să iertați să creați să. să dați dovadă de iubire față de ceilalți și față chiar de persoana iubită, deci. Să încercați să ieșiți din din zona voastră de confort, însă cumva pe cont propriu și doar să căutați un ajutor mic, dar să nu vă bazați cu totul pe o persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile. Haideți să vedem și ce zodi mai sunt implicate aici. Și avem zodia rac, balanță, pești, berbec, um, capricorn, leu, gemeni, săgetător, Pești, am spus scorpion, taur, fecioară, capricorn. Și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, sunt funcții gratuite pentru toată lumea și astfel îmi mulțumiți și mie pentru aceste informații și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați, nu uitați să distribuiți videoclipurile și să recomandați canalul persoanelor dragi vă îmbrățișez și vă transmit multe, multe gânduri bune.